Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici la Realitatea Plus. Numele meu este Amedeo Ene. Mă bucur că sunteți alături de mine în următoarele 50 de minute, pentru că vă invit să vorbim dincolo de toată nebunia știrilor de fiecare zi, de probleme, DNA, politicieni, minciuni, supărări, necazuri, suferințe și așa mai departe. Vă propun să vorbim astăzi, la această oră, și despre lucruri frumoase, despre lucruri de suflet. Se întâmplă lucruri minunate în această țară. Trebuie doar să te uiți puțin în stânga și în dreapta și în alte direcții decât ne uităm cu toții în mod obișnuit. Vă propun să vorbim astăzi despre o premieră excepțională care nu doar că a avut loc, are loc, și o să înțelegeți despre ce este vorba, are loc în aceste săptămâni la postul național de radio, la Radio România. Vorbim despre o premieră excepțională de teatru radiofonic. Și sunt încântat că a acceptat să revină în acest platou domnul Costin Tuchilă, realizator la Radio România. Domnule Tuchilă, bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați revenit! Bună ziua, domnule Amedeo Ene! Ce și bucurie. Eu vă mulțumesc, sunt onorat de această ocazie pe care mi-o oferiți. Îi salut pe telespectatori, îi salut pe radioascultători pentru că ați pomenit dumneavoastră de o premieră. Suntem într-o perioadă cu mai multe evenimente la Teatrul Național Radiofonic. Să le luăm pe rând. Le luăm pe rând și eu cred că e bine să facem așa. În primul rând, această premieră senzațională, Salonul Roșu, da, de August Strindberg, și o să rog pe colegii mei să ne și ajute să arătăm la cameră. Ați făcut, aveți și afiș, adică se întâmplă lucruri cu dichis, cu cap și cu coadă. Vă rog, dragi colegi, să mă ajutați. Poate cred că se vede suficient de bine. Așa, bun. De Salonul Roșu de August Strindberg, premieră la Teatrul Național Radiofonic de la București. Domnule Tuchilă, vă rog, da. De ce această premieră? De ce această piesă? De ce acest vă titlu? Spun imediat. Și de ce abia acum? Vă rog. Salonul Roșu, deci o dramatizare, un scenariu radiofonic foarte bine scris, de Pușarot, după romanul cu același titlu, Salonul Roșu de August Strindberg. Să știți și să-i spuneți doamnei Pușarot că de mult îmi doresc să o rog și pe domnia sa să vină și sper să avem ocazia să vină să discutăm și cu doamna Este Pușarot. Un dramaturg cu un palmares remarcabil, mai ales la Teatrul Național Radiofonic și iată, ne-a oferit această foarte frumoasă, foarte expresivă, bine scrisă, foarte radiofonică, dramatizare a unui roman, capodoperă a literaturii suedeze și capodoperă a literaturii universale, unul dintre marile romane ale secolului al XIX-lea, Salonul Roșu de August Strindberg. Poate că unii dintre cunoscătorii, sau mai puțin cunoscătorii de teatru și de literatură, se pot întreba asupra acestui titlu. Este o lucrare de tinerețe a lui Strindberg, publicată la 30 de ani, în 1879, un roman care a produs un șoc de proporții la data apariției lui. Strindberg nu era un autor necunoscut la cei 30 de ani, publicase câteva novele de povestiri, câteva volume de povestiri, avea și câteva piese de teatru, cu una dintre ele, Mester Olaf, o dramă istorică în 5 acte, se lupta ca ea să apară pe scenă, fusese refuzat chiar de 2 ori de Teatrul Regal din Stockholm, până la urmă piesa se va monta în 1882. Proiectul acesta, dumneavoastră ați arătat afișul audiției noastre în avant-premieră, așa cum obișnuim, la Hotelul Ramada Majestic, a avut loc în 11 aprilie. O să vorbim imediat și despre ce se întâmplă acolo cu premierele astea cu audiție cu public. Vă rog. Intenția noastră, de fapt textul doamnei Pușarot, datează de mai bine de 4 ani. În 2012 s-a comemorat, s-a omagiat, a avut loc centenarul morții lui August Strindberg. Strindberg a murit ghinion dintr-un anumit punct de vedere și o să vă spun de ce. În 14 mai 1912, deci iată cu câteva zile înainte de Caragiale.
și cum anul 2012 a fost anul Caragiale, sărbătorit și onorat și de Teatrul Național Radiofonic, cu piese, cu montări, cu un site Caragiale, cred că a fost o mică, să-i spun, concurență între Caragiale al nostru și Strindberg și nu am reușit, așa cum intenționam, să marcăm centenarul Strindberg atunci, în 2012, cu această frumoasă dramatizare a doamnei Rod, dar iată că, până la urmă, s-a întâmplat, după un timp, poate că a fost foarte bine, textul a fost lucrat îndelung. Nu e o încercare ușoară să dramatizezi acest roman, care are 29 de capitole, care este un roman modern. Chiar s-a afirmat și pe bună dreptate un biograf, nume foarte cunoscut, Michael Mayer, al lui Strindberg, într-o recentă, oarecum recentă biografie Strindberg, 1985, biografie Oxford, afirmă și dintr-o dată această propoziție a făcut carieră în critică. Salonul Roșu este primul roman suedez modern. Așa și este. Un autor de o deosebită maturitate în preajma celor 30 de ani. Romanul a apărut în noiembrie 1879, Strindberg împlinise în ianuarie 1879 30 de ani. El a produs un șoc, spuneam, de proporții, pentru că nimeni nu mai avusese un condei atât de ascuțit și un ochi atât de vigilent, satiric, pentru a da o radiografie a societății suedeze a epocii. S-a spus pe bună dreptate că este și un roman politic. Este. Este un roman autobiografic pentru că personajul Arvid Falk, întruchipat la radio de Cristian Iacob... Și imediat vă spun și distribuția, doamnelor și imediat domnilor. Avem și distribuția, sigur că da. Și să ascultăm și un fragment. Da, este un personaj autobiografic. O bună parte din experiența lui Strindberg din acei ani trece în acest personaj. Și anume, încercarea unui om să-și schimbe profesia. Arvid Falk este funcționar, asesor. Strindberg lucrase ca bibliotecar la Biblioteca Regală din Stockholm și dorește să devină scriitor și, evident, și jurnalist. Lucrurile se leagă. Toate, să spunem, peripețiile, între ghilimele, ale acestui tânăr pentru a debuta, pentru a se impune, se observă în personajul Arvid Falk. Cristian Iacob este cel care interpretează și face un rol foarte bun la Teatrul Național Radiofonic, eroul principal, Arvid Falk, în regia lui Vasile Manta. Dacă îmi permiteți, eu vă voi da și întreaga echipă, distribuția. Vreau să fac eu lucrul ăsta, dar vă rog. Da. Mihai Constantin, Mircea Rusu, Eugen Cristea, Dan Condurache, Marius Manole, Ionuț Chivu, Gelu Nițu, Ștefan Velniciuc, Petre Lupu, Mircea Constantinescu, Mihai Niculescu, Nicolae Călugărița, Marius Călugărița, Profira Serafim, Ion Mărgescu, Alina Teanu, George Grigore, Cristian Simion, vedeți? Sunt 19 actori și să vă păi mai da, fac... la asemenea roman și la 10 vă... episoade, da, dacă 10 am înțeles episoade, bine, nu? Sigur, așa? Să vă mai fac o vă dați seama că este o distribuție largă. Textul doamnei Roth prevede 53 de personaje. Cât a muncit doamna Roth la dramatizarea acestui roman? An de zile a muncit. E un gând foarte vechi al doamnei Roth, care a făcut și alte frumoase dramatizări după Mantaua de Gogol, da, Moartea lui Ivan Iliș, Duios Anastasia Treceade, Dumitru Radu Popescu. A fost o muncă, sigur, deosebită, pentru că romanul se pretează dramatizării, dar cu foarte mare atenție, ca să găsești un fir conducător și în același timp, pentru că astăzi lumea este grăbită, lumea este ocupată. Vedeți dumneavoastră, cele 10 episoade care s-au difuzat începând de lunea trecută, 11 aprilie, ultimul, penultimul și ultimul al 9-lea și al 10-lea, sunt în această seară, joi, la ora 22:30, la
Radio România Cultural și mâine episodul al 10-lea, tot la Radio România Cultural, pe spațiul pe care iubitorii de teatru radiofonic îl cunosc, de la 22:30, teatru serial. V-aș ruga, domnule Tochilă. Se pot asculta o clipă, se pot asculta aceste episoade și separat. Deci cei care le-au pierdut pe primele pot asculta, pentru că doamna Rota a conceput în așa fel scenariul, încât chiar dacă pierzi 2, 3, 4 episoade, fiecare din cele 30 de minute cât are fiecare episod să aibă o anume unitate. Vă pot arăta. Da, 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 vă rog, cameră, vă rog să-l țineți cum puțin CD nemișcat numai, ca să-l și vadă colegii mei cu camera și să-l vadă și cei de acasă. Primul și al cincilea episod sunt pe acest CD, așa cum le-a prezentat la Majestic. Aveți aici o ediție. Și romanul. A romanului, în traducerea foarte frumoasă din suedeză a lui Corneliu Papadopol. Domnule Tochilă, să nu-i mai fierbem pe oameni. Dacă n-au ascultat până acum nimic din acest serial, haideți să le oferim acum un fragment pe care l-au pregătit colegii mei din regie. Îl ascultăm și ne întoarcem imediat. Sigur. Scur. Drumul devenise atât de familiar că am crezut de cuvință să întrerup discuția. După ce străbătură în birourile copiștilor, notarilor, funcționarilor, revizorului și secretarului revizii, controlorului și secretarului controlorului, jurisconsultului, contabilului șef, arhivarului și bibliotecarului, intendentului, casierului, curatorului, secretarului șef, secretarului de protocol, grefierului, registratorului, secretarului expediției, șefului de birou și șefului expediției, ne oprirăm în sfârșit în fața unei uși pe care era scris cu litere aurite: Președinte. Oho, voiam să deschid ușa și să intru, dar aprodu mă puse la respect, apucându-mă speriat de braț și mi-a șoptit la ureche: Liniște! De ce doarme? Deci acesta este un fragment filmat în timpul înregistrărilor și vor asculta imediat telespectatorii și fragmentul în sine, așa cum se aude la radio. Da. Dar e foarte interesant să vezi. Exact la asta ne-am gândit și noi și colega noastră Renata Rusu, regia de studio. Regia de studio e semnată de Renata Rusu și Janina Dicu, regia muzicală Sterica Muscalu. Doamna Rusu a filmat câteva asemenea secvențe instantanee la înregistrările din studio. Ați observat dumneavoastră că ele sunt brute, neprelucrate, dar să vedem acum și fragmentul, aproximativ același fragment, montat. Bun, o să-i rog pe colegii mei să ne dea și fragmentul numărul 2, care este puțin mai scurt și este efectiv un fragment din înregistrarea de la radio, așa cum arată ea finisată, montată. Deci, practic, este continuarea replicii pe care ați ascultat-o cu președinte. Haideți să o ascultăm chiar acum, e scurt. Ne oprirăm în sfârșit în fața unei uși pe care era scris cu litere aurite: Președinte. Voiam să deschid ușa și să intru, dar aprodu mă puse la respect, apucându-mă speriat de braț și mi-a șoptit la ureche: Liniște! De ce doarme? Pentru numele Dumnezeu, nicio vorbă! Nimeni nu are voie să intre până nu sună președintele. A, și sună des președintele? Eu nu l-am auzit niciodată, de un an, de când sunt aici. Doamna Pușarot era în ultima fotografie și o salutăm și o invităm și sigur o și pe domnia sa la această emisiune. Am auzit și puțină muzică, ilustrație muzicală, e foarte importantă ilustrația muzicală. Este, și vreau să vă spun că al meu coleg Sterica Muscalu, regizor muzical, a făcut ilustrația muzicală a acestui serial numai cu muzică de compozitori suedezi strict contemporani. Trebuie cu să ai și un anumit nivel de cultură muzicală, să știi foarte multe lucruri ca să... ilustrația muzicală nu e un fleac, nu e niște muzică aruncată acolo. Acum, pentru că am deschis discuția de ce Salonul Roșu, de ce ne-am oprit, de ce ne-am întors noi la acest roman, iată, este o scriere de foarte mare actualitate.
Și astăzi, ceea ce se întâmplă în acel roman, pamfletul, de fapt, satira, ironia, acesta este Strindberg în mușcătoare fotografie. A lui Strindberg, sunt de stringentă actualitate. Chiar și aceste tribulații ale debutului unui om care vrea să devină scriitor și care mai întâi se confruntă, intră într-o profesiune în care descoperă o birocrație absolut înfiorătoare. Fragmentul acela pe care l-ați ascultat dumneavoastră, nu? Deci, birocrația înfiorătoare de care ne izbim și noi. Da, este și stranie, așa. Lumea aceasta a funcționarilor, parcă și vezi acele sculpturi de argilă colorată ale lui Honoré Daumier de la Musée d'Orsay din Paris, cu micii monștri care aia sunt parlamentari, sunt miniștri, sunt înalți funcționari. Aici Arvid Falk se confruntă exact cu această lume, o lume care de fapt pierde timpul, mănâncă un salariu, ne pierde timpul nostru, 70.000 de aprobări, de semnături pentru un fleac și, de fapt, se ocupă de lucruri absolut derizorii. Fac consilii pentru distilarea rachiului. Analizează ce lungime trebuie să aibă un creion și așa mai departe. Apoi este lumea artistică, Salonul Roșu, și să explicăm îndată, Röda Rummet în suedeză. Era și este și astăzi o cafenea literară în restaurantul Bern din Stockholm, restaurant deschis în 1863. Există și astăzi restaurantul și suedezii conservă farmecul acestui Salon Roșu, care era un fel de capșa în care se întâlneau și uneori se duelau verbal, schimbau opinii, se contraziceau, se mai și certau, poate, ziariști, scriitori, pictori, sculptori, muzicieni și așa mai departe. Apoi satira lui Strindberg, și de-aia vorbim de actualitatea extraordinară a acestui roman, a scriturii lui, a personajelor și a felului în care Pușarot a făcut dramatizarea, satira parlamentarismului, a puterii vremurilor. Sigur, acum trebuie să nuanțăm un pic aici și să luăm în seamă ceea ce spunea August Strindberg. Uneori autorii marșează, dar eu o să vă citesc acest scurt citat. Așa. Eu sunt un socialist, un nihilist, un republican, tot ceea ce înseamnă un antireacționar. Este. Nu știu cât de nihilist, socialist era ca și Ibsen, era și vremea respectivă în care îmbrățișau asemenea idei, vreau să răstorn totul cu susul în jos pentru a vedea ce se ascunde dedesubt. Cred că suntem atât de închistați, oribil de rigizi, că nici măcar curățenia de primăvară nu este posibilă, totul trebuie ars și încă dintr-o suflare și abia apoi putem să o luăm de la capăt. Să mă ierte, cine s-ar putea simți lezat, parcă vorbește Strindberg despre Parlamentul României. Păi și da. pentru că ați adus un alt fragment foarte interesant, vă rog să îi rog pe colegii mei să ne-l pregătească, fragmentul numărul 3. Vor asculta telespectatorii. Și vor vedea un fragment de la înregistrare. Și vor vedea, sigur. Vreau să spun că dacă vor închide ochii, ar putea să vadă cu ochii minții ce se întâmplă în Parlamentul României astăzi. Din păcate, din păcate. Pe de altă parte, să și deschidă totuși cei care ne urmăresc în acest moment, să și deschidă ochii, pentru că aș vrea să remarcați, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă de fapt în timpul unei înregistrări de acest gen, în care, în momentul pe care îl veți vedea, pare că e acolo o mare mulțime care face multă gălăgie și să vedeți că lucrurile de fapt se construiesc altfel, că arată altfel, dincolo de voci, zgomote, sunete. Haideți să vedem materialul și veți înțelege despre ce este vorba. Ne întoarcem imediat și vorbim. Domnilor! Sunt reprezentantul băncii din Uppsala și sunt într-un totul de acord cu antevorbitorul meu, contra Tom Spree. Vă mulțumesc! Acum aș vrea, vă rog foarte mult, domnule, aș vrea să vorbesc despre ideea de societate anonimă ca
idee! Și vă cer permisiunea să vă explic faptul că o societate anonimă nu este o aglomerare de capitanuri. Nu este nicio alăturare de persoane, ci societatea este o personalitate morală și ca atare irresponsabilă. Am ajuns la concluzia că interesele patriei sunt în joc, principial vorbind, și că în cazul când propunerea nu va fi respinsă, interesele patriei, patria, vor fi prejudiciate și astfel statul va fi pus în pericol. Acum vor căuta argumente că moțiunea să fie respinsă. Absolut excepțional, Dan Condurache. Da. Parcă am văzut niște demagoși din Parlamentul României, absolut. Dar vă rog, pentru că sunt curios. Da, era într-un colț în stânga acolo, imediat. Eugen Cristea, da, care își făcea cruce. Exact. De ce își făcea cruce? Ce se întâmpla? Să vă spun imediat, nu e niciun fel de secret, ați auzit și vocea regizorului Vasile Manta. Fragmentul ăsta cu Dan Condurache, 9 rânduri sunt în text, nici n-am avut ce fonoteca, pentru că actorii l-au făcut foarte bine, inclusiv cu rumoare. Dan Condurache, vă spuneam că sunt 19 actori în cele 53 de roluri, sigur, multe dintre ele sunt roluri mici, episodice, dau hazul lor. Dan Condurache joacă, de fapt, aici rolul doctorului Borg. Este un bătrân scârbit, medic legist și de care se leagă toată povestea. Zugrăvit ca alcoolic de Strindberg, n-am exagerat noi pe ratura asta, și un om, sigur, foarte cinic și așa cum să spun, cu o scârbă suverană față de viață, mai ales că el se ocupă, nu, la morgă de cadavre și pentru el moartea este deja o chestiune... Ceva banal. Banală, da. Dar Condurache mai interpretează în acest episod și un rol mic, spuneam, un reprezentant al băncii din Uppsala. L-ați auzit ce spune. Este textul lui Strindberg, puțin prelucrat de doamna Roth. Și Eugen Cristea, foarte uimit, își făcea cruce. Eugen Cristea are și el un rol important în serial, da. Sculptorul Ole Montanus. Veți vedea ce se întâmplă cu acest sculptor mâine seară la ultimul episod. Să nu pierdeți acest episod, domnule și în seara asta, nu? La repetițiile noastre, Dan Condurache a citit tern acest personaj. Sigur că a fost o scurtă discuție cu regizorul și ați văzut la înregistrare cât de plastic, ce bijuterie de artă actoricească, schimbându-și vocea față de Borg, îngroșând-o, făcându-l pe ăla și un pic senil, poate, și demagogia asta cumplită, încât i-a mirat și pe colegii lui cum, dintr-o dată, fără să ne fi... Să vă fi prevenit. Să ne fi prevenit. Noi la lectură, la repetiție, discutăm, nu? Regizorul dă sugestii, actorii la rândul lor dau sugestii, își pregătesc textul, Condurache nu a citit ten și în momentul în care s-a aprins lampa roșie, adică motor, înregistrăm, iată. Atunci a coborât și muza. Da, ce bijuterie de artă interpretativă face, cum creionează un asemenea demagog a ajuns în Parlament, reprezentantul unei bănci din Uppsala, Uppsala, Marea Universitate Suedeză, unde studiase și Strindberg și așa mai departe. Bun. Deci sunt asemenea episoade la înregistrări și am ținut în mod special, pentru că tehnica ne ajută acum, noi nu o să ne transformăm niciodată în studio de film, să nu credeți, dar putem, iată, să surprindem asemenea secvențe cu voia distinșilor actori și să le oferim publicului larg pe Facebook sau pe YouTube, pentru că, așa cum am mai vorbit tot în cadrul emisiunii dumneavoastră, există o reală și foarte motivată, foarte întemeiată curiozitate a ascultătorului de teatru radiofonic ce se întâmplă la o înregistrare. Da. Dom'le, ce e dincolo? Eu am fost foarte uimit privind aceste imagini. Uitați-i să văd că cineva mai filmează și cu telefonul, altcineva se închină. Ce se întâmplă, domnul Verniciuc, nu, care intra imediat în replică, era reporterul,
de la Capa Gri intra în replică cu Arvid Falcu, Cristian Iacoble făcea un semn, rumoarea mai jos pentru ca să se poată auzi Condurache, așa că nici măcar n-a fost nevoie să reluăm scena asta, că ne-a ieșit foarte bine din prima. Când nu iese, da, sigur da, ce să lucreze. Sunt acolo. Sunt actori mari. Maestri. Sunt actori mari, într-adevăr, și este meritul regizorului Vasile Manta, că a făcut această distribuție foarte bună, cu tipuri, cu caractere, cu Mircea Rusu, care face un rol foarte frumos, cu cei doi pictori, Lundel și Selen, interpretați de Selen este Ionuț Chivu, Marius Manole este Lundel, sculptorul Ole Montanus, Ștefan Velniciuc, Mihai Constantin, fratele lui Arvid, este un pungaș, aș putea să spun așa, mă rog, el trece drept negustor de mărunțișuri, are un fel de firmă, și cămătar. Îi păcălește pe toți, își păcălește și fratele, pe care îl disprețuiește, că scrie literatură, ce este povestea asta. Apoi actrița Profira Serafim, de la Teatrul Bulandra, în rolul soției, iarăși un rol mic, pentru că Strindberg nu prea are personaje feminine în romanul ăsta, dar foarte bine creionat. Domnule Tuchilă, zboară timpul îngrozitor și cu dumneavoastră. Așa e. Vreau să trecem și la alte subiecte pe care le-am pregătit, dar pentru cei care nu știu încă, mai sunt doar două episoade de difuzat. Da, unde le mai pot asculta? Le vom la Radio România Cultural. Da, Teatrul Radiofonic Serial se difuzează acum numai la România Cultural. Așa. De luni până vineri. Ora este 22:30, 22:30. De 30 de minute. 10 episoade pe care, da, dacă nu au știut până acum telespectatorii, asta e premiera au pierdut 8. Unde când le mai ascultă și unde? Păi eu sper că în toamnă tot la radio, adică nu sper în mod sigur, în toamnă, nu, după câteva luni. Ce multe până în toamnă, domnule Tuchilă. Tot la vedeți acum, nu putem să dăm în fiecare. Sigur, sigur. E o superproducție aceasta. Sigur că este o superproducție. Este o lucrare și la Majestic. Și apropo de Majestic, care... când aveți câte o premieră, invitați pe iubitorii Teatrului Radiofonic la o avantpremieră, o audiție exact înainte de difuzarea în premieră pe postul de radio. E mai puțin important locul în care se petrece un astfel de eveniment. Dar cum e în centrul București. Da, da, mă interesează mai degrabă ce spun oamenii care vin acolo. Iată, vin oameni care vor să asiste la o premieră de teatru radiofonic, se duc undeva unde... Și facem asta de 11 ani. De 11 ani. Și nu știa aproape nimeni în București din despre astfel de lucruri. Nu, se știe, se știe. Deci în lumea aceasta a teatrului, la o asemenea audiție s-a format un public constant, încă de la început. Sunt oameni de vârste diferite, să știți că sunt și tineri și oameni de vârstă a treia și mai înaintați în vârstă. Profesori universitari, scriitori, critici, fani ai teatrului radiofonic, care vin săptămânal, pentru că noi avem săptămânal aceste audiții, cu niște mici pauze în timpul verii sau cu ocazia unor sărbători, Paște, Crăciun. Apoi sunt invitați, sigur, sunt realizatorii spectacolului, premierei respective, actorii, cei care pot veni în funcție de program, regizorul, ziariști, așa, și oameni care vin mai rar cu anumite ocazii, nu, când îi invităm. Oricum este un lucru foarte frumos că se întâmplă. Da, este o ieșire în public, ceva. Este un plus de notorietate. După o scurtă prezentare a unui dintre realizatori, se ascultă piesa. Luni 11 aprilie am ascultat din 10 episoade, puteam să ascultăm 300 de minute, nu? Atâta durează tot serialul. Am ascultat două, episodul 1 și al 5-lea. Lunea trecută, în 18, a fost iarăși o premieră și cu îngăduința dumneavoastră o să vorbesc despre ea. Mai avem doar 15 minute, domnule Tuchilă. Doar 15, da. Ne vom înscrie în cele 15 minute. Niciodată nu avem timp. Să vorbim despre Livada de Vișini într-o nouă traducere semnată de Raluca Rădulescu, realizator la Radio România Cultural.
în adaptarea și regia artistică a lui Gavril Pinte. Din distribuție fac parte Diana Dumbravă, Rodica Mandache, Dana Știlean, Constantin Dinulescu, Alexandru Bindea, Ana Maria Bărescu, Felicia Pintea, Toma Cuzin, Bogdan Dumitrescu, Eduard Adam, Ioana Calotă, Gavril Pătru și Ion Haiduc. Minunat. E un spectacol lung, dar vă spun prin ce este importantă această premieră, care se difuzează în această seară, tot la Radio România Cultural, la ora 19. Fiți pe fază. Asta seară la ora 19. Și care a fost foarte bine primită de public la Majestic, este versiunea, pentru prima dată la radio, o versiune integrală a celebrei piese Livada de Vișin din 1904 de Cehov, inclusiv cu o scenă din actul al doilea, repusă în drepturi, tradusă de doamna Raluca Rădulescu în această nouă versiune, o scenă, un pasaj de fapt pe care Stanislavski la premiera din 1904, nu se știe de ce, l-a tăiat. Gavril Pinte a dorit să repună acest fragment și diseară la ora 19 vă invit să ascultați această nouă livadă de vișine a Teatrului Național Radiofonic, e a treia versiune. Mai avem încă două mai vechi ascultători. Minunate, senzaționale, da? Geniale. Strindberg, l-a spomenit pe Cehov, dar să-l pomenim și pe Shakespeare. Haideți să ascultăm acum un fragment, exact, și ne spuneți dumneavoastră după aceea despre ce este vorba. Sigur că da. Vă rog, Shakespeare. Nu-i lăsa să fie pradă fricii. Dezvață-mi și de-a mai număra, de îngrozește numărul potrivnic. Și nu azi, Doamne, azi nu ți-aminti păcatul săvârșit de-al meu părinte, uzurpator de tron. Pe Richard eu l-am îngropat din nou și am plâns asupra-i cu mult mai multe lacrimi de căință decât i-au curs din rană strop de sânge. 500 de săraci eu țin pe an, iar ei de două ori pe zi ridică uscatele lor brațe către cer să ierte sângele vărsat. Am zidit și două schituri, sihaștrii gravi și triști de sufletul lui Richard cântă încă. Voi face și mai mult, dar ce pot eu e prea puțin, căci pocăința mea cerând iertare vine după toate. Shakespeare 400 am scris noi, domnule Tuchilă. Foarte un exact, fragment, 23 aprilie. Da, exact, un fragment dintr-o înregistrare excepțională, vă rog. Tot o superproducție, tot, datând din anul 2014, Henric al V-lea de William Shakespeare, în frumoasa, excelenta versiune a lui Ion Vinea, adaptarea radiofonică Domnica Țundrea, care a făcut o frumoasă, să spunem, sinteză a piesei, ne tăim prea mult. Regia artistică îi aparține lui Attila Wiesauer, în rolul lui Henric al V-lea, Marius Stănescu, în distribuție Ion Caramitru, Marian Râlea, Mircea Alburescu, Virgil Ogășanu, Mihai Constantin, nu mai pot să-i citesc chiar pe toți colegii, este o distribuție foarte mare, un spectacol difuzat în premieră. La radio era premieră absolută pentru că noi nu mai avem Henric al V-lea, deci din punct de vedere al teatrului radiofonic. În noiembrie 2014, tot anul Shakespeare, 450 de ani de la naștere, și un spectacol care a primit premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol radiofonic la gala din primăvara anului 2015. Pe bună dreptate, pentru că e un spectacol rotund, închegat, foarte bine condus regizoral, cu interpretări remarcabile. L-ați ascultat pe Marius Stănescu în scurtul monolog, o replică mai extinsă, începutul părții a doua la Henric al V-lea. Attila Wiesauer a împărțit spectacolul în două părți, tocmai pentru a nu știrbi din frumusețea textului. Da. Ce păcat că n-avem timp să vorbim mult mai mult și despre această înregistrare, despre Shakespeare, despre această aniversare excepțională. Prefer totuși să mai vorbim despre încă o înregistrare nouă, încă o premieră, despre Pisica Verde de Elise Wilk. Da. Așa, avem și exact un, cum se spune acum, un trailer. Trailer, cum da, se fac trailere, da, pentru fac, da, producții cinematografice. Iată că se fac și pentru piese se de fac teatru radiofonic. Vă propun să vedem acest trailer pentru Pisica Verde și ne întoarcem și vorbim. Thank you.
Eu sunt Dani. Vină vodka! Ești vodka! Bianca! Tu vorbești! Vrei să dansezi? Știți, uneori surorile mai mici pot fi ale dracu de enervant. Filmul adevărat e așa. Eu nu visez noaptea. Eu nu visez noaptea. Da, câteodată înainte să adorm, îmi imaginez chestii. Închid ochii și văd în fața mea un fel de film. Alb-negru. Alb-negru. M-a sărutat cu el la un rave anul trecut și că îi plăcea de mine. Știți de ce aș avea o chef acum? Să zbor sus, astfel încât să nu mai văd nimic în urmă. În telefonul meu la contact apare în continuare numărul lui. Nu pot să-l șterg. Știu că pare o tâmpenie, dar e adevărat. Clipă, întârzie puțin. Avem și un afiș, îi rog pe colegii mei încă o dată să mă ajute să-l arătăm celor de acasă, un afiș pentru această producție de teatru radiofonic. Eu sunt uimit, domnule Tuchilă, iată, trailer, afiș, audiție în premieră absolută undeva în oraș, într-un cadru foarte frumos unde vin fanii, sunt niște lucruri minunate. Faptul că teatrul radiofonic nu este o specie moartă, cum cred unii, dimpotrivă, rămâne genul acela atât de iubit și care, iată, se adaptează vremurilor. Ce-i cu această piesă de teatru, Pisica Verde de Elise Wilk, care are și trailer, iată? Ne adaptăm vremurilor. Trailer a avut și Salonul Roșu, dar acum, pentru că se încheie... Din păcate, n-avem timp să le vedem pe toate, câte ne-am fi dorit să le vedem. Pe toate, da, păi, vedem asta, facem o legătură, așa cum... Boema suedeză se întâlnea la capșa lor, la Salonul Roșu. Așa. Și noi, cei de la Teatru Radiofonic, dar nu Boema, nu, realizatorii și iubitorii de Teatru Radiofonic, ne întâlnim săptămânal și schimbăm opinii, pentru că după aceste audiții se discută și uneori se discută aprins, să știți, sunt și unele critici, normal, întemeiate sau mai puțin întemeiate și oamenii ne sugerează ce ar trebui să facem. Vreau să nu uit să amintesc că Henric al V-lea se va difuza în reluare sâmbătă 23, ziua morții lui Shakespeare. Așa. Și duminică 24 aprilie, ora 14, Radio România Cultural, cele două părți. Iar premiera de care vorbeați dumneavoastră, Pisica Verde, a unei tinere și talentate scriitoare, Elise Wilk, data difuzării în premieră luni 25 aprilie la ora 23:05 la Radio România Actualității, nota bene. O piesă despre tineri, bine scrisă, pentru tineri și cu tineri. În distribuția realizată de Mihnea Chelaru, care semnează regia artistică, dar și adaptare, sunt 6 tineri actori studenți: Dan Klucinski, Bianca Elena Babașa, Ciprian Chiricheș, Maria Alexandra Răduță, Lia Cristina Marin, Alin Potop, regia de studio Jalina Dicu, regia tehnică și muzicală Mădălin Cristescu, înregistrări de teren Bogdan Dumitrescu. Aici vreau să ajungem, domnule Tuchilă. Înregistrări de teren. E prima dată când aud așa ceva, pentru că știu că la Teatrul Radiofonic se folosește o întreagă bibliotecă de efecte sonore. Da. Acum, înregistrări de teren. Ce e asta? Înregistrări de teren pentru că Mihnea Chelaru, colegul meu, și Mădălin Cristescu, echipa de producție, noi toți am convenit că existând o serie întreagă de efecte din natură, iarna, și era iarnă când s-au realizat, este mult mai autentic să mergi cu un tehnician de la înregistrări și să înregistrezi niște sunete naturale. Naturale, sigur. Scârțitul zăpezii sub pantof. Da. Vânt și așa mai departe. Vedeți toată fonoteca aia de care noi am mai vorbit de efecte? Unele dintre ele sunt artificiale, sunt făcute pe sintetizatoare, pe calculatoare. Ele sună și nu sună.
Și în studio de foarte multe ori, ați văzut și în fragmente din Salonul Roșu, noi optăm pentru efectul făcut direct de actor și de regizorul de studio. E funcția lui. M-ați întrebat de trailer, pentru că ne-am modernizat și noi, dar nu concurăm cu un studio de film, să nu creadă nimeni. Nici nu trebuie, pentru că teatrul radiofonic e foarte frumos e așa cazul, cum este. Și la locul exact. Lui. Dar pentru că avem, iată, Mădălin Cristescu, Mihnea Chelaru, Ion Andrei Puican, regizori tineri care au făcut și regie de film și care știu să filmeze și să facă un asemenea clip publicitar, de să depășim faza aceea de simplă înregistrare de promo audio, eventual cu două, trei poze. Iată imagini filmate de un coleg al celor doi pe teren, acolo unde au înregistrat aceste efecte. Piesa este tristă, sigur, până la urmă, din lumea tinerilor. Subiectul vi-l creionez pe scurt, într-un oraș de 10 provincie, secunde doar. Da, 6 tineri, părinții sunt plecați la muncă în străinătate, debusolați, vor să iasă din plictiseală, pisica verde este iluzia lor și veți asculta luni la ora 11 la Majestic sau la ora 23:05 deznodământul. Bun. Îi rog pe colegii mei să ne dea acum și ultima înregistrare pe care am pregătit-o și ne întoarcem și vorbim. Vă rog. Eu sunt absolut fericit. Festival Internațional de Teatru Radiofonic la București, acum foarte curând. Începând asta e un eveniment excepțional. Din 2013, în 2016 este a patra ediție, în perioada 31 mai, 4 iunie, se va desfășura a patra ediție a Festivalului Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat, susținut de Radio România. Pot să vin și eu, ascultătorul și iubitorul de teatru radiofonic? Și vă vom invita tot în centrul Bucureștiului, nu dezvăluim exact unde, pentru că audițiile sunt cu public, intrarea este liberă. Vreau să vă spun că acest festival internațional pe care Radio România îl organizează din 2013 în fiecare an a prins, e deja un festival cunoscut. După preselecție sunt peste 50 de piese de teatru din Europa, dar și Asia, practic să cam acoperă. Cu ce merge Radio România la acest înscrisă? Festival? E, sunt mai multe, sunt mai multe. Dați-ne câteva titluri, sau e secret, e surpriză? Nu neapărat secret, dar o să afișăm rezultatul preselecției și atunci veți vedea. Vin oameni din străinătate, jurul este internațional, sunt și niște premii frumoase și niște cupe și o întreagă și campanie publicitară, cred eu, meritată. Iată că și noi, Radio România, Teatrul Național Radiofonic, am reușit să organizăm un festival internațional de teatru radiofonic, așa cum fac alții festivaluri care au 30, 40, 50 de ani. Și cred că deja se creează o tradiție. Așa păi că da. Nu uitați 31 mai, 4 iunie. Păi nu uitați dumneavoastră să veniți înainte de a începe festivalul și să vorbim despre festival. Vă invit de acum, am și martor. Eu cu mare plăcere și atunci voi avea toate detaliile de la colegii mei, exact cu ce înscriși, atunci vă voi spune și ce structură are acest festival. Sunt piese scurte, unele cu caracter experimental, altele lungi, de o oră și ceva. Nu îngrădim ca subiecte, dar în general acest festival aduce, aș putea spune, e clar după primele ediții, un suflu nou înnoitor în teatrul radiofonic și el o specie care trebuie să țină cont de cerințele, de impact, de dorințele oamenilor de azi. Deci, ne vedem peste o lună, domnule Tuchilă. Vă mulțumesc foarte mult cu că ați venit. Și nu uitați mulțumesc să urmăriți premierele pe care le-a recomandat, despre care ne-a vorbit domnul Costin Tuchilă. Și ne mai auzim vorbind despre teatru radiofonic. Mulțumesc că ați venit, mulțumim că ne-ați urmărit.